Bună seara și bine v-am găsit la ziua de luptă. Sunt Alexandru Ganci. Astăzi, în sfârșit, discutăm despre o gală care tocmai s-a încheiat și ne pregătim pentru cel mai spectaculos meci al debutului de an. Vom discuta despre Max Holloway și ce l-a făcut pe Max să fie atât de bun și, de asemenea, vom discuta despre Conor McGregor și Dustin Poirier. Acestea sunt subiectele de astăzi de la ziua de luptă. Nu uitați! Dacă vă plac aceste clipuri, nu uitați să vă abonați la acest canal și mai ales să comentați pentru că se pare că algoritmul YouTube, care cum vedeți este în schimbare totală și lucrurile tind să devină tot mai interesante în mediul social media, îi plac comentariile. Iar noi vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi pentru că acest lucru ne susține foarte mult. Așadar, dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să comentați, să dați like și să apăsați pe butonul de subscribe. Dacă nu vă plac aceste lucruri, puteți să dați dislike și să nu vă uitați. Dar noi sperăm să vă placă aceste lucruri, fiindcă noi le facem cu drag și cu siguranță sunt făcute pentru a dezvolta acest sport pe care îl vedem atât de puțin în România. Haideți să începem cu începutul. De ce nu s-a văzut Gala pe Luke TV? Simplu motiv. Motivul este foarte simplu. Luke TV nu a, continu, nu a luat în continuare drepturile pentru UFC. Sperăm să se întâmple o minune pe viitor, dar nu depinde de mine. Pentru mine a fost o mare bucurie să comentez UFC-ul pe, pe Luxport, iar dacă nu va mai fi pe Luxport, cu siguranță vom avea o soluție. Probabil vom avea un fel de Fight Companion cum face, uh, cum face Joe Rogan, adică ne vom uita împreună la gală, iar Dan, Pana și cu mine vom încerca să comentăm în timp ce ne uităm el de la el. De acasă, eu de la mine de acasă pe Fight Pass pentru că în momentul de față atât ne-a rămas. Dar haideți să mergem să vedem ce a făcut Max Holloway pentru că Max Holloway a avut un match absolut fabulos. Și am zis să intrăm în câteva detalii, uh, pentru că știu că vă plac aceste detalii, să ne uităm un pic pe statisticile acestui match pentru că au fost cu adevărat uh, impresionante statisticile. Haideți să vedem, uh, uh, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Deci acesta este meciul dintre Kevin Cater și uh, Max Holloway, nu am avut niciun knockdown așa cum am văzut, dar a vede vedem loviturile care au intrat, 447, uh, și șapte, acestea sunt significant strikes, deci loviturile care au contat, 445 de lovituri față de 133 a lui Keitar uh, și de asemenea loviturile care au intrat din partea lui Max, 447 față de 134. 4 iar apoi vedem toate celelalte detalii a fost un volum absolut incredibil de luptă, între, între cei doi avem controlul la sol vedem loviturile care au intrat la sol nu au intrat lovituri la sol sunt foarte multe detalii pe care vi le recomand să, să le vedeți, eu sunt pe Bloody Elbow, aici mă uit la aceste detalii statisticile sunt foarte importante în momentul în care vrei să vezi domina, cât de dominant a fost un sportiv, dar sincer nu știu dacă mai contează acest lucru, pentru că această imagine eu cred că spune totul, Max Halloway s-a transformat, nu a mai fost Hiker Halloway, așa cum ne-a spus și el, că data trecută s-a cam păcălit. A venit la meci crezând că Hiker Halloway va reuși să câștige meciul. Nu a fost cazul, de data aceasta a venit The Blast, nu a mai venit Hiker Halloway, își va păstra acele videoclipuri simpatice și atitudinea sa simpatică de călător pentru videoclipurile de pe YouTube, dar ne-a spus că în meciuri va încerca să fie din nou The Blast, pentru că The, the Blessed the, blast, is Best, cum spune, uh, cum spune, sau The Best is Blast, cum spune Max Holloway. Ce l-a făcut totuși să fie acest bun, de atât de bun? În primul rând, fluiditatea. Max a intrat în meci foarte determinat, a intrat în meci foarte sigur pe el, a intrat în el în meci foarte convins că este din nou Max din trecut. De altfel, nu cred că a fost cineva care s-a îndoit vreodată de acest lucru. Pe de altă parte, pentru acest meci, Max Holloway a putut să se antreneze mult mai bine decât s-a antrenat pentru meciul trecut. Și mai mult decât atât, spiritul de războinic al lui Max și-a spus cuvântul. El nu voia să mai aibă un meci ca data trecută. El nu mai voia să greșească așa cum a greșit data trecută. El nu voia să lase loc de interpretare așa cum a făcut data trecută. A intrat și a avut un volum absolut fabulos de lovitură, așa cum am văzut și pe statistică. A avut o fluiditate extraordinară în schimb și mai mult decât atât, a fost foarte greu să fie atins. Max în momentul în care a intrat în arena era pregătit de luptă. Max în momentul în care a intrat în arenă știa exact ce urmează să facă și anume să-și copleșească adversarul cu lovituri din toate unghiurile și din toate direcțiile. Mai ales, tot Max ne-a spus la conferința de după că a fost foarte, foarte încântat să lucreze extrem de mult box în această perioadă că îi place foarte mult boxul și că a avut ocazia să-i spună lui, lui DC, lui Daniel Cormie cu care vorbea în timpul ultimei runde că el este cel mai bun boxer din MMA, că el are cea mai bună tehnică de box din MMA. Evident, este subiectiv, evident este, este părerea sa despre el însuși, evident toată lumea a, a, a postat acea fotografie în care îl compară pe, pe Max cu eschivele sale cu Muhammad Ali. Nu știu dacă lucrurile stau chiar așa, nu știu dacă are cel mai bun box din MMA, nu știu dacă poate fi comparat cu Ali în privința, în privința loviturilor, dar cu siguranță Max pe care l-am văzut sâmbătă seara, pe Fight Pass, pe care l-am văzut în această gală senzațională, a fost una dintre cele mai bune versiuni ale lui Max. Sincer, nu cred că Kevin Cater era la nivelul lui Max Holloway pentru acest match. A luptat, cred că, o rundă în plus față de ce putea cu adevărat, pentru că la sfârșitul rundei a patra ați văzut că îi tremurau deja picioarele, nu mai putea să intre în match, nu mai avea suficientă determinare, nu mai era suficient de coerent. A fost foarte greu pentru Kevin să intre în, pentru Kevin să intre în a cincea rundă, dar a intrat, asta în condițiile în care lui Max a ieșit totul. Iar acum haideți să vedem ce s-a întâmplat din punct de vedere psihologic, pentru că tactic bănuiesc că înțelegeți cu toții ce s-a întâmplat, nu sunt mari probleme aici, Max a, 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 avut un rit foarte bun, a controlat foarte bine distanța, a fost mai rapid pe deplasare, a fost mai rapid pe lovitură și de asemenea a fost primul. Pentru fiecare lovitură pe care a dat-o adversarul său, el a dat mai multe și putem să vedem aici chiar diferența când avem vorba de 100 45 față de 100, 445 față de 133, vă rog să faceți, să faceți calculul, dar cred că este destul de clar faptul că pentru fiecare lovitură pe care a dat-o Calvin, Max a răspuns cu foarte multe alte lovituri. Acestea sunt loviturile semnificative care au intrat. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat din punct de vedere psihologic. În primul rând, Max a intrat din primele minute de luptă foarte determinat să-și pună în aplicare planul, și planul i-a mers foarte bine. A început să-l atingă în mod constant pe adversarul său. A reușit să-și controleze în schimb foarte bine distanța, astfel încât adversarul său să nu, reușa, să nu reușească să-l atingă. De asemenea, a răspuns tot timpul combinații la loviturile adversarului său. Calvin a fost sufocat practic de acest volum de lovituri și de faptul că el nu reușea să-l atingă pe adversarul său. Și în momentul în care nu ți iese meciul, în care ești lovit, în care nu înțelegi ce se întâmplă, se acumulează foarte multă oboseală. Pe măsură ce se acumulează oboseală, iar adversarul tău nu este la fel de obosit ca tine pentru că lui merge bine, este pe un plus psihic, atunci tu începi să, să intri tot mai mult în defensivă și nu reușești să reacționezi la mișcările sale, în vreme, iar acest lucru se vede în mișcări. Ești mai lent, ești mai puțin determinat, ești mai puțin precis. Iar adversarul, în cazul acesta, Max Holloway, nu a făcut altceva decât să lovească precis din toate unghiurile cu putințe, să alterneze foarte bine loviturile și combinațiile, să preseze foarte mult și să controleze fiecare secundă a acestui meci. Asta a făcut, de fapt, Max Holloway, iar Max Holloway așa poate fi bătut. Max Holloway trebuie scos din ritmul său, doar așa poate fi bătut, trebuie scos din ritmul său, nu trebuie lăsat să facă ceea ce își dorește el să facă, pentru că dacă este lăsat să facă ceea ce își dorește el, vom avea meciuri ca acesta împotriva lui Calvin Cater. A fost un meci senzațional pentru Max, pentru că totul i-a ieșit, Max a venit într-o formă fizică absolut fabuloasă, a venit cu o determinare absolut fabuloasă, a venit și și-a impus stilul fără să stea la discuții. A fost o, um, o evoluție absolut impecabilă. A lui Max Halloween, una dintre cele mai bune pe care le-am văzut. Și slavă Domnului, Max a luptat de-a lungul timpului cu foarte mulți adversari extrem de puternici. Este interesat Max de încă un match cu, uh, cu Conor McGregor? Evident, cine nu ar fi interesat de un nou match cu Conor McGregor? Dar până atunci să lăsăm pe Max să se întoarcă, că la casă de altfel și spus că el vrea să rămână. În uh, Abu Dhabi, pentru că poate se accidentează cineva și el vrea să intre din scurt într-un posibil meci împotriva lui Conor pentru că asta-și-ar dori el, de fapt. Dar Dana White a spus să meargă acasă să se odihnească. Hiker Holloway probabil că va încărca în curând un clipuleț pe YouTube și ne vom putea bucura din nou de frumusețile Halloween-ului și de spiritul. Uh, Spiritul aventuros al lui Max Holloway, dar până atunci să-l felicităm pentru o evoluție senzațională, am început anul cum nu se poate mai bine. Mergem mai departe un pic și vorbim despre Dustin și despre Conor McGregor pentru că aceasta, acesta va fi subiectul în perioada imediat următoare și trebuie să vă spun că în această săptămână vom avea multe, multe clipuri pe această temă. Vom vorbi mult despre Dustin, vom avea o analiză a lui Conor McGregor și de asemenea încerc să prind doi invitați speciali care să ne spună lucruri speciale despre despre Conor McGregor și o să vedeți că sunt doi oameni cu totul deosebit, trebuie doar să mă organizez și să reușesc să fac clipurile cu ei, dar sunt sigur că putem să facem acest lucru. Vom vorbi săptămâna aceasta despre multe lucruri. Vom vorbi despre Dustin, cum poate Dustin să-l bată pe Conor și de asemenea despre Conor, cum poate Conor să-l bată pe Dustin. Dar până atunci vreau să fac un, un, fel de mini preview în această, în această zi de luptă pentru că cum am spus de mâine revenim cu foarte multe detalii. Și să vă spun că Urmărind countdown-ul, mi-am dat seama că, deși avem doi luptători de super clasă, de doi luptători care sunt total schimbați față de meciul trecut, iar aici vedeți imagini de la cântar oficial, de altfel, meciul acesta a fost și la altă categorie, a fost cu o categorie mai jos. Avem uh, doi luptători care, deși sunt foarte asemănători, care și, deși sunt practic aceiași oameni, sunt total diferiți din toate punctele de vedere. Avem un Conor care, în momentul de față, nu vrea să facă altceva decât să își stabilească să stabilească poziția de cel mai bun luptător al tuturor timpurilor în această categorie, iar pentru asta trebuie să-l bată pe Habib, dar până la ajunge la Habib trebuie să lupte împotriva lui Dustin Poirier. Avem un Conor care este total schimbat ca atitudine, dar care a rămas cu nebunia și cu dorința de a fi cel mai bun din lume și avem un Dustin mult mai matur, așa cum spune el, un Dustin care s-a mutat, care se antrenează la una dintre cele mai bune echipe din lume, un Dustin care spune că poate să-l bată pe Conor și un Dustin care nu mai este furios pe Conor, așa cum în meciul anterior. În linii mari, din punct de vedere tehnic nu s-au schimbat foarte multe lucruri pentru că amândoi au evoluat foarte mult și amândoi au crescut în încredere și în capacitatea de a învinge. Avem un Dustin cu un box foarte bun și avem cel mai bun counterpuncher din, probabil din, din MMA în acest moment în persoana lui Conor McGregor. Puteți să mă contraziceți, mie nu-mi place să facă astfel de clasamente, dar dacă nu este cel mai bun, cu siguranță Conor este unul dintre cei mai buni. Meciul acesta îi convine lui Conor din punct de vedere tactic, dar Dustin probabil că va găsi soluții să-i pună probleme foarte mari acest meci nu este interesant doar pentru simplu fapt că îl avem pe Conor McGregor care revine și de asemenea că îl avem pe Dustin Poirier care în general este un sportiv foarte spectaculos, ci este un meci foarte interesant din punct de vedere tehnico-tactic și din punct de vedere al interesului pe care, el va suscita în inimile atât al fanilor de MMA cât și al fanilor mai puțin cunoscători. Așadar, nu uitați! De mâine vom începe să avem detalii foarte interesante despre acest meci. Intrați pe pagina noastră, pe site-ul nostru, pe rmma.ro unde veți găsi foarte multe alte lucruri despre acest meci și despre multe altele. Și nu uitați că vom avea emisiune de analiză înainte de meci, vom avea emisiune de analiză după meci și multe, multe alte lucruri interesante. Până data viitoare! Nu uitați să aveți grijă de voi!